Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția mehedințienilor interesați peste 140 de locuri de muncă vacante. Ofertele se adresează atât pentru persoanele calificate, cât și pentru cele necalificate. De astăzi, 23 octombrie, sunt disponibile 141 de locuri de muncă pentru mehedințenii interesați. Ofertele sunt afișate la vizierul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administratorii mobile avem 3 posturi, barman 2 posturi, conducător auto 7 posturi, dispecer 7 posturi, dulgher 5, fierar 5, finisor 5, femeie de serviciu 3, inginer construcție avem 2 posturi vacante, instalator gaz 3 posturi, instalator 3 posturi, lucrător lăcătuș mecanic avem 5 posturi, lăcătuș construcții navale 4 posturi, un post de măcelar, muncitor necalificat în diferite domenii. Avem un număr de 30 de posturi vacante, operator confecționer industrial avem un post vacant, operator sudor avem 5 posturi, ospătar 4 posturi, operator sudor flux 5 posturi, operator tăiere 2 posturi, operator robot sudură 5 posturi, sablator avem un post, sudor avem 11 posturi, schelar 6 posturi, stivuitorist avem 2 posturi, tâmplar universal 1 post, tubulator naval 1 post, tehnician proiectant 1 post, vopsitor lemn 1 post, vopsitor industrial 3 posturi și zidar avem 5 posturi vacante. Cei interesați pot obține mai multe informații la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Drobeta Turnu Severin, dar și din celelalte puncte de lucru din Mehedinți.